Cinci elevi ai Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia au participat la începutul lunii octombrie la reuniunea transnațională de predare, formare și învățare, care a avut loc în orașul Dobrici din Bulgaria. În aceste zile, elevii au avut parte de experiențe inedite. În perioada 3-8 octombrie, 5 elevi și 2 cadre didactice de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia au luat parte la reuniunea transnațională de predare, formare și învățare organizată de Liceul Vocațional Dimitri Pavlov din orașul Dobrici, Bulgaria. Programul activităților a fost întocmit de coordonatorul proiectului, profesorul Hristo Milușev. Principalul obiectiv al acestei reuniuni a fost formarea abilităților de viață sănătoasă prin îmbinarea activităților de hiking și trekking cu cele sportive și crearea unui program care să respecte principiile unei vieți armonioase. Face parte din o serie de mobilități, de activități de predare, învățare și formare în cadrul unor proiecte europene. În cazul nostru, proiectul Healthy Life este a treia mobilitate de acest gen. A avut loc în perioada 3-8 octombrie în localitatea Dobrici, Bulgaria. Și am plecat împreună cu doamna profesor Nechita Elena și cu 5 copii de la liceul nostru. O echipă foarte frumoasă cu care ne-am amuzat foarte mult. Au fost momente foarte vesele, au fost momente foarte serioase, au fost momente de comunicare intensă în limba engleză, au fost provocări atât pentru noi ca profesori cât și pentru ei, pentru că au trebuit să se descurce într-un mediu cultural pe care nu l-au întâlnit până acum. Și cred eu că a fost o experiență frumoasă și valoroasă atât pentru noi cât și pentru ei. Copiii au fost aleși la începutul anului 2015, în urma aplicării unei proceduri interne pe care noi o avem aici în școală pentru proiectele europene, și anume, primul criteriu a fost depunerea unei scrisori de intenție și a unui CV la secretariatul liceului. Toate acestea sunt înregistrate, există în dosarul proiectului. Apoi copiii au trecut printr-o probă de limbă, au trebuit să vorbească în limba engleză și să explice de ce anume doresc să se implice în acest proiect și au trecut de asemenea printr-un test de limbă aplicat și corectat de către profesor de limba engleză. În cele 6 zile, elevii și cadrele didactice au avut ocazia să schimbe impresii și să relaționeze sub aspect intercultural, să comunice în limba engleză sau franceză și să aprecieze oportunitatea de a face parte dintr-un proiect care promovează schimbul de bune practici educative. Au fost experiențele inedite, dacă vreți, în cadrul acestui proiect, și anume vizite la ferme eco, atât de produse vegetale cât și de produse animale, vizite la fabrici de profil, noi am vizitat o fabrică de panificație, deci să spunem că tema proiectului a fost cu brio respectată și elevii au învățat multe lucruri legate de această temă. Pentru toți participanții, experiența a furnizat cadrul asimilării unor abilități de viață și a unor competențe specifice. Lucrul într-un mediu multicultural, aplicarea unor principii de nutriție sănătoasă, abilități de lucru în echipă, precum și utilizarea limbii engleze ca mijloc de comunicare.